Europa nu trebuie să se adapteze la ritmul american în ceea ce privește Taiwanul, o spune chiar președintele Franței Emmanuel Macron. Tot el este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai receptivă la poziția Chinei în acest sens, asta deși chiar zilele acestea Beijingul simulează o invazie a Taiwanului. Președintele francez Emmanuel Macron este de părere că în ceea ce privește tensiunile dintre China și Taiwan, Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul și punctul de vedere al Beijingului. Tot el este de părere și că Europa ar trebui să fie un al treilea pol de putere al lumii alături de China și Statele Unite. În plus, Uniunea Europeană trebuie să fie autonomă din punct de vedere strategic și că, din acest motiv, nu trebuie să fie ceea ce a caracterizat drept un vasal al Statelor Unite. Întrebarea pentru noi europeni este următoarea. Avem vreun interes să accelerăm problema Taiwanului? Nu. Cel mai rău ar fi să credem că noi europenii ar trebui să urmăm exemplul în această chestiune și să ne adaptăm la ritmul american și la o reacție excesivă chineză. De ce să urmăm ritmul impus de alții? Noi europenii trebuie să ne trezim. Prioritatea noastră este să nu ne adaptăm la agenda altora, a afirmat președintele francez Emmanuel Macron. Declarațiile lui Emmanuel Macron vin simultan cu o serie de manevre militare efectuate de China în Taiwanului. Totodată, președintele francez a făcut afirmațiile la doar câteva zile după ce a încheiat o vizită oficială în China. La capătul ei, Macron a semnat un acord cuprinzător pe domeniul economic, militar și comercial cu Beijingul, deși Uniunea Europeană dorește o depărtare de China. Nu este prima dată când președintele francez Emmanuel Macron are opinii care par a favoriza regimurile autoritare. Anul trecut, tot Macron a fost și unul dintre primii care a sugerat ideea că Ucraina poate că ar trebui să Facă concesii în fața Rusiei, astfel încât să-i permită președintelui Vladimir Putin să-și salveze reputația.